Mi s-a întâmplat de multe ori că am auzit o știre de ultimă oră, o noutate și credeam că doar eu știu acel lucru. Și nerăbdător doream să împărtășesc acest lucru cu prietenii, cu colegii, cu cei care mi erau aproape. Mergeam așa și fără să trag aer dintr-o răsuflare. Le spuneam povestea un pic așa înflorită, cum mă știți pe mine, că mai pun de la mine să arate bine. Și făceam o poveste foarte faină și intenția mea era să las pe celălalt cu gura căscată și nu au auzit așa ceva niciodată. Și le întreb, ai auzit așa ceva? Așa cu o față din aia de poker face. Știu. Răspunsul era simplu, știu. Păi cum știi nou, de-abia de... O de... ieși de la cuptor, încă e caldă. Cum, de unde o nici n-apucam să spun ce... Știu. Și chiar știa. Pe undeva, de undeva aflase. Cineva îi spusese, aflase pe alte căi. De undeva știa, e adevărat. Dar vreau să vă mai spun încă ceva, că mi s-a întâmplat ca anumiți oameni să vină la mine să-mi pună o întrebare și să spună, uite, în domeniul ăsta aș avea nevoie de o sfătuire. S-a întâmplat să vină să îmi ceară niște sfaturi, indiferent de domeniu, da? spiritual sau în construcții sau în alte lucruri. Și mă concentram cu toată puterea mea să fiu atent la ceea ce îmi transmite interlocutorul, să analizez toate datele problemei, ba mai mult, puneam întrebări suplimentare acolo unde mi se părea că n-am înțeles ce vrea să-mi spună. Hei, cum e asta, cum e asta? Sigur, primeam întrebările. După ce îmi transmitea tot ce îmi transmitea, îmi luam un timp în care analizam lucrurile, le puneam cap la cap și încercam să dau un răspuns. Și când terminam acest lucru de gândire, acest proces de gândire, mă gândeam la cea mai bună soluție și eu spuneam, zic, uite, dragă, asta e soluția. No, acum nu vă vine să credeți răspunsul. Știam. Știu. No, dacă în primul caz eram oarecum frustrat, în cazul ăsta mă înfuriam de-a drept, atunci de ce mă mai întrebi? Dar du-te și vorbește cu altcineva. Știam. Mulți răspund fie din certitudine, fie din ignoranță, de multe ori, cu știu, știam, știam, știu, 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 știu. Chiar dacă am prezentat puțin comic această, aceste situații, există o realitate mai puțin comică cu care ne intersectăm. Și zic mai puțin comică deoarece are de-a face cu ceva foarte, foarte important și anume cu viața noastră veșnică. La această chestiune majoritatea oamenilor zic, știu ce trebuie să fac. Încă n-am întâlnit om care să îmi spună, eu nu știu. Majoritatea oamenilor și majoritatea creștinilor știu ce trebuie să facă. Nu mai există predicatori și învățători care să le spună celor care vin la biserică ceva care să-i surprindă, care să-i emoționeze, care să-i umple de pasiune. Nu mai este. Ba, din potrivă, pentru că toți știu. Și mulți predicatori ne străduim să îmbrăcăm cumva mesajul într-un înveliș mai altfel, ca să atragă atenția, ca să poată fi bine asimilat, ca să poată fi um, ascultat, să trezească conștiința ascultătorilor. Dar de cele mai multe ori, chiar și în aceste cazuri, te duci după aia la grupul mic sau ai o discuție ulterioară despre predică, nici nu apuci bine să pui întrebarea și știu. Dar știam. Dar nu e nimic nou, dar eu știam. Dar nu doar pocăiții și creștinii știu. Toți oamenii știu pentru că omul este conștient de marile adevărul ale lui Dumnezeu pentru că el le-a revelat prin creația lui. El le-a lăsat și mai mult a pus în oameni o, o celulă, să zic așa, ceva care vine de la Dumnezeu și se numește conștiință. Și prin acest lucru oamenii, e adevărat, știu, în mare parte, sigur că oamenii din lume nu vor reuși să um, definească anumite doctrine în termeni foarte elevați teologic sau să um, recite versete pe de rost, cum știm să facem noi. Nu. Dar ei sunt conștienți de multe lucruri bune și de multe lucruri rele, de lucruri care trebuie făcute, lucruri care n-ar trebui făcute. Oamenii știu. Problema care se ridică este că. Atât între creștinii care știu, cât și oamenii care știu, este, nu este cunoașterea asta la nivelul minții. Mă, am cunoscut, am auzit. Problema stă în faptul că, cu toate că oamenii știu, nu aplică. Știu așa de multe lucruri și nu aplică. Există un mare conflict între ceea ce știu și ceea ce aplic. De exemplu, știu că dacă. Atunci când muncesc ceva, când mă pregătesc pentru predică, când lucrez afară, când fac ceva, știu că dacă mă voi duce spre telefon, voi fi tentat nu doar să răspund la nevastă mea la ce oră ajung acasă, ci voi fi tentat să citești și celelalte mesaje, să intru și pe celelalte aplicații și să treacă timpul. Știu că voi zăbovi mai mult timp acolo decât mi-am propus. Știu că îmi voi administra timpul ineficient. Știu că luni de obicei la mine luni apare mesajul ăla, săptămâna asta ai folosit telefonul și când văd numărul ăla, mă ia groaza. Știu, toate astea le știu în momentul când nu am telefonul la mine. Însă ce fac? Cu prima ocazie, între ce mă decantez? Să citesc telefonul sau să citesc o carte? Păi și dacă citesc cartea, mi-au telefonul cu mine, că dacă cumva... Și apoi, după ce citesc o pagină și a doua e, Nu mi-a scris nimeni. Știu, dar la ce folosește că știu? Exact această situație o surprinde Mica în versetul 8 din capitolul 6, unde am ajuns și ne va servi ca text biblic pentru lecția de astăzi. Profetul Mica, capitolul 6, versetul 8. Ei, dar înainte să citim acest verset. Aș mai vrea să vă spun ceva. Dacă întrebi un creștin care merge la biserică și care ascultă predici, ai auzit de Profetul Mica? Sigur că-l știu. Sigur că-l știu. Și ce credeți? Exact versetul ăsta care ne stă în față o să-l recite. Este cel mai cunoscut verset din Cartea Mica. Mulți cercetători spun că este cuprins în acest verset toată teologia Vechiului Testament. Este un verset extraordinar de frumos, este un verset plin de substrat, de aceea am dorit să-i acord o predică întreagă acestui singur verset. Așa că hai să-l recităm împreună pentru că majoritatea dintre voi îl știți. Ți s-a arătat omule ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Hai să-l mai recităm o dată, că e un verset frumos. Ți s-a arătat omule decât să faci dreptate. Nu e așa că știți? Nu e așa că știți? Câți dintre voi știați versetul ăsta? Fără nicio glumă acum. Majoritatea dintre noi, cum să nu-l știi? E unul dintre cele mai cunoscute și învățate încă de la școala duminicală versete din Vechiul Testament. Însă versetul acesta ne aduce în vedere exact această tensiune despre care vorbeam mai înainte, despre incongruența de a ști și a acționa conform a ceea ce știi în viața de zi cu zi, în viața normală, naturală, de multe ori învățăm din greșeli. Ne împiedicăm și învățăm că acolo e bolovanul și nu mai trecem. Trebuie să ne dăm cu capul de pragul de sus ca să-l vedem pe cel de jos. De multe ori. Dar învățăm din greșeli. Însă, în viața spirituală, suntem atât de nepăsători și chiar dacă vedem că nu avem rezultate, că nu avem roadă, că asta nu merge, că asta nu funcționează, știm ce ar trebui să facem și nimic. Nu aplicăm. Dar nici de cum. Oare de ce? Acestui popor, căruia-i vorbește Mica, vă amintiți, el se află înaintea plecării lui în robie. Profetul este clar, atât Mica, cât Isaia, cât și Osea, care prorocesc în această perioadă, nu mai este scăpare pentru voi. De ce? S-a terminat îndurarea lui Dumnezeu? Nu. Ei știau, dar nu voiau să o aplice. Și Domnul vine și le spune, omule, Ți-am spus ce e bine. De ce nu-l faci? Și nu numai atât. Știi! De ce nu faci? Și în niciun chip nu vreau să pun în practică. Domnul însă așteaptă de la noi. Vrea de la noi ca noi să împlinim, să aplicăm deoarece trebuie restaurată inițiativa noastră. Inițiativa. Ceea ce ne lipsește, de fapt, este inițiativa. Am auzit, cunosc, acum trebuie chiar să mă duc să pun în aplicare. Dragul meu, nu ne ajută la nimic să știm uh, în ce domenii avem de nevoie de revigorare, care sunt pașii ca să ajungem la restaurare. Dacă într-o zi nu te vei decide să iei inițiativa și să spui, hei, tai de la rădăcină. Fac asta. Fac asta, la altă. Sigur că e un proces și nu o să-ți iasă în prima zi toate. Nu te descuraja. Însă trebuie să existe acel moment în care spui, îmi restaurez inițiativa. De astăzi mă pun să slăbesc. Trebuie să existe acea zi când stăm în fața ta în meniu de McDonald's și spui, astăzi nu. Altfel nu se poate. Dacă nu e inițiativa aia ca lucrul acela care e nociv pentru tine, care îți crește diabetul, care îți crește colesterolul, să-l lași deoparte până în ziua în care nu-l lași deoparte, nu se va întâmpla nimic. Îmi pare rău să-ți transmit asta dacă ai crezut altceva. Nu ajută nici măcar să cunoști Biblia pe de rost dacă nu o pui în aplicare. Nu ajută să cunoști toate titlurile predicilor, punctele, sub punctele, totul să le ai în cap. Dacă nu, vine un moment în care să spui, sigur, asta mă înțeles, asta mă duc și pun în practică. Imaginea deteriorată despre Dumnezeu, relația cu Dumnezeu prin Hristos, rolul cuvântului în viața noastră, misiunea încredințată și încrederea în Dumnezeu nu se vor îmbunătăți doar dacă le conștientizăm. Mă, nu-s bune, și mai mult, nici dacă știm care e soluția pentru ele. Fac acum o recapitulare la toate aceste lecții pe care le-am parcurs din Mica, da, concepția corectă despre biserică, despre slujire, despre închinare, despre destinația finală în raport cu umanitatea noastră, că totuși suntem doar niște oameni. Identitatea noastră de învingător pe care ne-o dă Hristos. Toate aceste lucruri nu ne vor ajuta cu nimic dacă rămân doar aici. da, am auzit, mă, eu sunt un om care n-am multă putere și totuși sunt biruitor împreună cu Hristos, dar nu aplic nimic, nu ajută. Prioritățile, motivațiile și standardele nu ni se vor schimba doar dacă știm trei pași, cinci pași, șapte pași înspre rezolvarea lor. Nu ajută la nimic. În toate aceste capitole, în toate aceste domenii pe care le-am parcurs, trebuie ca într-un moment dat, conștient, intenționat să luăm inițiativa. Să spunem, de acum fac asta. Și bineînțeles că această introducere, pentru mulți, va fi e, numită de mulți, pardon, activism, iar să facem, e, va fi numită activism de aceea care așteaptă ca harul ieftin să facă totul. Un har care nu are nevoie de mărturisirea păcatelor, un har care nu are nevoie de implicare, doar Dumnezeu ne iubește. Și asta nu-i prin meritele voastre, că e harul lui. Însă, îmi pare rău dacă asta e concluzia ta, Biblia ne arată o altă perspectivă și ne face responsabil pe fiecare dintre noi să luăm inițiativa. Sigur, sigur, trebuie să fim atenți că nu ne ducem nici în cealaltă extremă ci rămânem pe mijlocul cărărilor neprihănite, da? nu ne ducem pe cealaltă extremă în care să spunem mântuirea e prin inițiativa mea, eu pentru că am făcut, pentru că, pentru că, absolut deloc. Și acest lucru este o conlucrare mereu, o sinergie între ceea ce facem noi și ceea ce face Dumnezeu noi. Nu se poate una să fie independentă de cealaltă, nu trebuie să mergem în extreme, ci trebuie ca aceste lucruri să le vedem împreună. Și în aceste lucruri trebuie să conștientizăm clar care este partea noastră de responsabilitate, unde trebuie să luăm inițiativa. Și v-am pregătit două exemple din scriptură foarte, foarte, foarte... Foarte bune, zic eu. Și sunt sigur că și voi. Știai, nu? Bravo. Amintiți-vă de acel bărbat paralizat de la scăldătoarea Betesda. Vă mai amintiți de el? Câți ani a stat omul ăla paralizat acolo la scăldătoare? 38 de ani. Bravo. Ai știut? Care era cea mai mare problemă lui? nu vă grăbiți, nu vă grăbiți, că n-avea pe nimeni. Noi din afară am spune că cea mai mare problema lui ar fi boala. Problema lui cea mai mare era însă, cum a descris-o el, că n-are pe nimeni. Bun. N-avea pe nimeni să-l bage în apă ca când se mișca apa. Isus se apropie de el și îi pune cea mai ciudată întrebare. Pe întrebarea asta s-au făcut sute și mii de predici până acum. Vrei să te faci sănătos? Cum să-i pui la un om bolnav întrebarea asta. Care dintre voi ar răspunde cu altfel decât da, sigur, vreau și așa mai departe? Nimeni, nu? Însă, fiți atenți ce răspunde bolnavul acela. Doamne, știu procedura. Vine îngerul, trebuie să. Știu, dar la mine nu funcționează. Nu pot, n-am pe nimeni. Acum, Isus vine și îi propune o altă realitate. Îi spune altceva care pare ieșit din din uh, cadrul normal. Îi spune, scoală-te, ridică-te, ia-ți și umblă. Fără nimic. Nu știu dacă ați observat Dumnezeu. Domnul Iisus n-a făcut o rugăciune pentru el, nu i-a uns ochii cu ceva, nu i-a pus ceva pe picioare, nimic. I-a spus, scoală-te, ridică spatul și umblă. Permiteți-mi să vă întreb, cine a inițiat vindecarea? Paraliticul sau Iisus? Iisus, 100%, da? în cazul ăsta, persoana în cauză nici măcar nu cerșește. Dacă ne gândim la Bartimeu, Bartimeu cerșea, ai milă de mine. Însă acest personaj în probleme nici măcar nu cere acest lucru. Intenția îi aparține 100% lui Hristos, ca și în mântuire. Dar Hristos, foarte interesant, nu l-a luat de sub și a zis, no, sus cu tine, acum, go on. Nu. Ce i-a spus? Coală ridică spatul și umblă. Mă întreb, cine a făcut vindecarea? Apa sfințită de înger? Așa se întâmplă acolo, da? La Bethesda. Cine a făcut-o? Nu. Absolut, automat că nu. Cristos. Acum vine întrebarea. Ce s-ar fi întâmplat dacă în urma acestei porunci pe care a primit-o de la Isus, ar fi răspuns, Doamne, de 48 de ani stau pe jos. N-am pe nimeni să mă bage. Cum adică să mă ridic? Dar tu îți joc de mine. Doamne, cum adică eu să mă ridic, să încerc să mă... De 38 de ani stau în poziția asta. Cum adică să mă ridic? Dragii mei, eu personal cred că dacă ar fi răspuns așa și n-ar fi luat inițiativa, ar fi rămas acolo pentru următorii 38 de ani. Iisus, acel rabin controversat care spunea despre sine că este Fiul lui Dumnezeu, i-a spus să se ridice. Nu de capul lui, a ascultat cuvântul lui Dumnezeu și a acționat. Mă gândesc, picioarele lui nu l-au ascultat niciodată. Trupul lui nu știa bine să dea comanda să se ridice în picioare. Însă, sunt sigur că a avut o zvâgnire în ființa lui în care a spus, mă, încerc, dacă Iisus spune asta, pun în aplicare, dar n-am să pierd nimic. Și minune! Și-a ridicat patul și a plecat acasă. Același lucru se întâmplă cu un aman, dacă vreți, în Vechiul Testament. Nu intrăm în acest exemplu. Însă sunt exemple perfecte în care vedem că beneficiem de ceea ce Dumnezeu vrea să facă pentru noi doar atunci când luăm inițiativa. Pe de altă parte, ca un exemplu negativ, aș vrea să vă aduc acel rob din pilda talanților pe care o rostește Domnul Isus. Întrebare, din nou, a trebuit el să facă rost de talentul ăla? A trebuit el să-l procure de undeva, să-l fabrice, să-l inventeze, să spun, am și eu un talent, să, ca să, să, putem să dăm vina pe să spunem, mai asta și-o făcut el mântuirea. Nu. Stăpânul i a dat. Și noi când citim această povestire, suntem tentați să ne gândim în felul următor. Mă, primul o primit cinci talanți. Al doilea a primit doi. lu ăsta i-a dat ce mai fost pe fundul sacului. a amărât, singur. Ce înseamnă un talent? Știți care e valoarea unui talent? Aproximativ. 36 de kilograme. 36 de kilograme. Acum în povestire, nu ni se spune exact dacă erau talanți de aur sau de argint. Spune că stăpânul și-a împărțit averea. În talanți. Acum, hai să ne gândim printr-o presupunere, 36 de kilograme de aur. Se poate face ceva cu vreo 36 de kilograme de aur. V-am adus uh, conversia actuală în euro, vreo 2 milioane 200 de mii. Uf, la banii noștri. Noi spunem ăsta săracă, o primit, o, nu o primit o monedă săracă de pe frundul sacului, o primit vreo 2 milioane și ceva de euro. Un, o, investi, nu o investiție, o, un capital uriaș. Putea să investească în ce-ar fi vrut el. Și o echipă de fotbal ar fi putut să cumpere. Poate nu din prima divizie din Spania, da? Dar fi putut să facă multe lucruri, să construiască, să multe lucruri, pentru că primiți o valoare. Dar care a fost problema acestui om? Inițiativa. Inițiativa. Noi când eram mici spuneam la tata, când, se, când lucram în grădină și vedeam sâmburii și semințele care le puneam în pământ, știam că o să crească. Și mai găseam monede și spun, tati, dacă pun o monedă, crește un pom care face monede la anul. Așa s-a gândit și omul ăsta. Măi, bacă îl bag în pământ, crește un pom și plin de talanți tot. Nu e așa că-i copilăresc? Nu e așa că-i copilăresc? Și vai, vai, cât de mulți vor auzi acest verdict care Domnul Iisus își încheie predica. Rob, viclean și sublinează, leneș, putore, ca să înțeleagă toți. Rob, viclean și leneș. N-ai vrut să faci, nu-i că n-ai putut, că n-ai știut, că, spune, și dacă ai știut, așa se termine, vă amintiți? Și dacă ai știut că sunt așa cum mă descris tu, de ce? Că n-ai vrut. Vai câți vor auzi asta și se termine și spune că vor fi aruncați în întunericul de afară. Un veșnic apus de soare. De aceea, dragilor, e vremea să ne restaurăm inițiativa noastră și să aplicăm ceea ce declarăm că credem. Credem așa de multe lucruri, așa de glorioase lucruri, așa de... Dar când vine vorba de a pune în aplicare nul, virgulă, zero, 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 poate un 1, infim, undeva departe. În primul, în primul rând, acest verset, dacă ne uităm în el, ne aduce în vedere cunoștințele în dreptul cărora putem să spunem știu. Ți s-a arătat omule, ți s-a arătat. Nu e o chestie de la care să mai poți să fugi, să te eschivezi. Poți să spui știu. Ăstea datele problemei și am numit-o eu în termeni matematici ipoteza problemei. Da? Aici ni se dau datele, ni se spune tot ceea ce trebuie să știm. Și nu doar creștinii practicanți știu, și fiecare om știe despre Dumnezeu, fiți atenți, fiindcă ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei și sublinează cuvântul căci le-a fost arătat. Ți s-a arătat omule, le-a fost arătat tuturor tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu. Amintindu-ne mesajul de data trecută, știm că binele nu e doar un concept etic sau moral, ci atunci când vorbim despre bine, este vorba despre o persoană, Dumnezeu. El este definiția binelui, El conține toate valorile binelui. Prin înțelepciunea noastră noi nu îl putem cunoaște pe Dumnezeu, dar El se revelează pe sine însuși ca să poată fi cunoscut. E inițiativa Lui, el vine și așa cum spunea, le-a fost arătat. Și pasajul din roman continuă și ne spune în felul următor. În adevăr, însușirile nevăzute ale lui, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui se văd lămurit de la facerea lumii, adică de la creație în creație, când te uiți cu băgare de seamă la ele în lucrurile făcute de el. Eleganța, precizia, complexitatea creației nu fac altceva decât să ne dezvăluie atributele extraordinare ale lui Dumnezeu. A unui Dumnezeu suveran, șef. Și oamenii știu asta. Mulți însă nu vor să accepte. Și dacă dați o pagină, sfârșitul eh, capitolului 1 din Romani se termină așa. Și cu toate că știu, ignor. Cu toate că știu. Cine știu? Doar creștinii? Nu. Toți oamenii știu creștinii cu mult mai mult. Vom vedea cu toate că știu, ignoră. Ți s-a arătat omule ce este binele. Nu mă interesează. Apostolul Petru spune că unii în adins se fac că nu știu. În adins da? își propun să se prefacă. Nu știu. Fiți atenți, am adus un citat pe care spunea George Wald, profesor la Harvard și care a primit premiul Nobel în medicină în anul 1967 cu vreo jumătate de secol în urmă. Fiți atenți ce spunea omul ăsta. Există doar două posibilități de a înțelege originea vieții. Una este o apariție spontană, dintr-o dată, continuată de evoluție. Cealaltă este o creație supranaturală, intervenția lui Dumnezeu. Nu există o a treia posibilitate. Ori ne decantăm pentru una, ori pentru alta, spunea acest înțelept. Apariția spontană a vieții din materie moartă a fost refuzată științific de mulți și mai ales de pasteur cu 120 de ani în urmă. Și acum, fiți foarte atenți. Rămâne în calcul varianta că viața a fost creată de Dumnezeu. Și fiți atenți, acest om erudit, deștept, cu mult mai mulți neuroni decât noi, ce spune? Acest lucru însă nu-l voi accepta din motive filozofice pentru că nu vreau să cred în Dumnezeu. De aceea, continuă el, aleg să cred în ceea ce științific este imposibil și anume că totul a apărut din nimic. Pentru că doar dacă am privi prin prisma creației, prin prisma intervenției lui Dumnezeu, din creație, de la facerea lumii, cum spune Biblia, am vedea Mâna lui Dumnezeu acolo. Dar oamenii refuză. Și Dumnezeu nu s-a oprit doar la Revelația Universală, pentru că nu toți pot privi cu băgare de seamă să observe complexitatea unei celule pe care nu putem vedea decât la microscop, cât de complexă este, nu putem vedea structura ADN-ului cu ochiul liber, nu toți pot să vadă aceste lucruri, imaginea impresionantă a galaxiilor. Nu toți suntem în domeniile astea să îl înțelegem pe Dumnezeu. De aceea, la împlinirea vremii, Dumnezeu a hotărât și s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru și dragostea lui de oameni în Iisus Hristos. Ca noi să-L cunoaștem personal, ca noi să cunoaștem toate atributele ființei Lui în Hristos, în cineva care seamănă cu noi în cineva care a umblat printre noi, care ne-a dat o imagine despre Dumnezeire. Astfel că, din nou, s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu. Omule, ți s-a arătat în Hristos Iisus, El este cel mai cunoscut personaj din toată lumea. Aproape oricine a auzit de El. Este cel mai controversat, cel mai discutat, pentru că El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi născut din toată zidirea. Ăsta e fiul lui. El s-a arătat, știți de ce? Ca fiecare om să știe că este iubit de Dumnezeu. El a venit și a adus mesajul iubirii. Dar, ca și în primul caz, cu revelația universală, când a venit pe pământ, oamenii l-au refuzat, l-au băgat de vină, l-au condamnat pe cruce, și l-au omorât. Și exact asta fac oamenii și astăzi. Știu despre Isus, aud despre El, își dau seama că ceva nu potrivește după calculele lor și spun, ok, știu, dar nu mă interesează. Și mai mult decât atât, după învierea și înălțarea Domnului Isus, care a plecat de pe pământ, Dumnezeu continuă să se arate. De data asta, pentru ca orice om să cunoască azi prin biserică caracterul și persoana lui Dumnezeu. Dumnezeu continuă astăzi să se arate prin biserică, prin Duhul Sfânt. El își face lucrarea printre, prin toate acele persoane în care Duhul Său cel Sfânt locuiește. Și astăzi încă mii și mii de misionari colindă lumea și vorbesc cu oamenilor despre. Isus, duc mesajul Evangheliei. Milioane de creștini autentici sunt o mărturie pentru vecinilor, pentru orașele lor, pentru tot ceea ce îi înconjoară. Pentru că Dumnezeu încă se arată, îți arată omule ce este bine prin lucrarea lui, biserica pe care o zidește el. Tu care mă asculți astăzi, ai avut parte de Dumnezeu prin revelație, prin natură. Cunoști revelația lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Ba mai mult, particip la biserică. Dumnezeu ți se revelează în fiecare săptămână, de două, trei ori, de câte ori mergi. Și îți spune și te îndeamnă. Că vrei sau nu vrei să accepți adevărul ăsta, Dumnezeu declară prin asta că tu știi. Omule, omule, ți s-a arătat ce este bine. Ce vei face cu ceea ce știi? Te limitezi să spui doar cu mândrie, știu, știu, știam, știam. Sau vei lua cu adevărat inițiativa să aplici ce știi. Versetul însă merge mai departe și nu se oprește aici, căci după ipoteză, după ce se face afirmația și datele problemei, urmează tensiunea sau intriga, am numit-o eu, intriga. Și ce alta cere Domnul de la tine? Acest lucru scoate din sărite orice om care vrea să rămână domnul propriei lui vieți. Care vrea să facă ce vrea el și cumva îi se spune că altcineva vine și spune trebuie să faci ceva. Ăsta e motivul pentru care majoritatea oamenilor neagă existența lui Dumnezeu. Dacă accept că e un Dumnezeu peste mine, că a creat toate lucrurile, că are un plan, înseamnă că eu trebuie să mă aliniez acestui plan. Nu, mai bine nu există Dumnezeu. Însă, această uh, cerință lui Dumnezeu îi, 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 îi doboară pe oameni. Cum adică Dumnezeu are o poruncă pentru mine? Are o cerință? Are o așteptare de la mine? Există o credință nefondată că dacă stau așa ca struțul cu capul în insip și mă fac că nu știu, nu sunt responsabil de faptele mele. Ba o să fii. Îmi pare rău pentru tine, dacă ești unul dintre struți, o să fii. Tot ceea ce ți-a fost descoperit și arătat de Dumnezeu, așa cum ne spune prima parte a versetului, are un singur scop: să te ducă să îndeplinești cerința pe care o are Dumnezeu. Și vreau, te rog, te rog, înțelegi astăzi că nu-i vorba de un activism pe care predicatorii să-l spună de la învoane. Mă, fă și tu ceva, fă și tu ceva, fă și tu ceva. Nu despre asta e vorba. E vorba că e ceva de origine divină. Dumnezeu cere. Și ce alta cere Domnul. Nu predicatorul, nu prezbiterul, nu pastorul bisericii. Domnul cere. Te-ai gândit? Te-ai gândit? vreodată că Dumnezeu ți-a vorbit prin Isus Hristos, prin frumusețile naturii, prin predicatorii bisericii, ți-a vorbit ca să-ți spună, mă, asta ai de făcut și tu îi dai mereu cu piciorul? Te-ai pus vreodată problema așa? Asta aș vrea să înțelegi. Că ai putea să nu mai înțelegi toată această realitate dintr-o perspectivă umană. Ce tot vor ăștia de la mine? În fiecare zi îmi spune, în fiecare predică, ba să fac ceva, ba să schimb ceva, ba să... Nu, dragule, gândește-te că Dumnezeu ți-a arătat ce este bine și are o Cerință de la tine. Oricât de mult ai ignorat lucrul ăsta, cerința asta rămâne. Și într-o zi te vei lovi de acest fapt, fie că vrei sau fie că nu vrei. Și vei da socoteală. Atunci când știi că Dumnezeu cere ceva, nu există altă cale decât a lua în considerare cerința lui. De exemplu, Inima ta conștiința ta strigă să te debarasezi de un păcat, să lași, știi că nu-i bine, dar tu continui să-l faci și mai mult, te faci că nu auzi, cu toate că știi asta. Inima te împinge în față să ieși când se face chemarea, să-ți predai viața în mâna Domnului Isus. Să fie vizibilă dedicarea ta Tot interiorul tău suspine după acel moment Să-i spui, da, Doamne, te primesc Și tu stai în banca ta și spui, da, Dumnezeu îți spune cu punct și cu virgulă unde să te implici, ce să faci, ce trebuie să restaurezi. Și tu te faci că n-auzi, până când mai ignori cerința lui Dumnezeu. Și așa cum era normal, dacă a fost ipoteza, datele problemei, intriga, unde este prezentată cerința lui Dumnezeu. În urma acestei cerințe trebuie să apară implicarea, adică inițiativa propriu-zisă. Și aceasta, în acest verset, este exprimată printr-o enumerare de trei propoziții. Să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Acestea sunt acțiuni, vom vedea acum, în continuare, care vin în urma unor decizii deliberate. Nu iasă de la sine. Nu pui în pământ un pic de și crești un pom cu. Nu. Îs niște acțiuni care iasă sau se înfăptuiesc doar când vei lua inițiativa să faci lucrul ăsta. A face dreptate înseamnă să acționezi după adevărul lui Dumnezeu. Dar a face, a face în sine, e prima mișcare, prima acțiune, da? A face dreptatea, nu a sta de partea dreptății, nu a visat despre dreptate, a face dreptatea. Direct intră în acțiune, Mobilizare, punere în practică, efectuare pe baza ceea ce știi, aplică. Apoi trebuie delimitat că dreptatea nu se poate aplica dacă nu se cunoaște, însă noi o cunoaștem, o știm, ne-a fost arătată. însă în lumea relativă în care trăim, nu mai există adevăruri, nu mai există lucruri clare, există doar relativism, există doar pluralism, există doar se poate și așa. Și în biserică, hai să nu vorbim de cei din afară, în biserică, orice lucru pe care înțelegi că ți-l transmite Dumnezeu, primul lucru pe care îl aduci în vedere este acea întrebare care străbate viacurile din Geneza. Oare chiar a zis Dumnezeu? Nu, nu se poate. Este interpretarea predicatorului. Așa a înțeles fratele Cutare. Citești negru pe alb în scriptură, și ceea ce auzi cu ochii tăi, ceea ce îți spune Dumnezeu și te duci să aplici? Nu. No. Oare chiar a zis Dumnezeu? Și chiar dacă știm clar porunca lui Dumnezeu, acționăm după relativismul nostru și spunem așa. Nu-i chiar așa. Știu eu. Eu știu. Hai să-ți explic. N-are cum Dumnezeu așa dacă eu n-am înțeles așa. Păi, îți spun eu despre Dumnezeu. Wow! tu ce fel de dreptate, de adevăr, de neprihănire aplici? Cea care ți-a fost arătată sau aceea pe care ți-o argumentezi tu singur? Și îți cauți versete pentru ea, știu. Și eu îmi caut pentru când sunt interesat să fac asta. Îmi caut niște versete, a, uite aici. Însă vezi că în conceptul Scripturii nu există loc de interpretări. Dumnezeu ți-a arătat. Te întorci tu la origini, la ceea ce Dumnezeu a intenționat cu adevărat? Sau te ghidezi după ce vrei tu și ignori Asta îmi place o iau, asta nu îmi place nu, o iau. Cum e dreptatea lui Dumnezeu? O dreptate știrbită? Însă, Domnul Iisus, Dumnezeu în acest pasaj este foarte sensibil și pentru a nu deveni prea rigid în aplicarea dreptății, cerința lui Dumnezeu nu se oprește aici și aduce alte elemente, alți termeni dintr-o altă dimensiune. Puși lângă dreptate, parcă par în contradicție, să iubești mila. Păi acolo unde e iubire și milă, ce mai caută dreptatea? Parcă nu se înțeleg termenii ăștia doi. Să iubești mila. Dar și aici, dacă ne uităm, a iubi. A iubi. E o ieșire din pasivitate. E o decizie. Deci să iubești. Nu mă refer la fluturi în stomac acum. La decizia de a iubi. Ca să iubești, trebuie să te decizi. E o inițiativă. Trebuie să fie aplicată atunci când spunem că Dumnezeu ne-a iubit. Ce imagine așa plastică ne vine în fața ochilor? Un Dumnezeu care stă pe șemineu în cer și pe șemineu, pardon, pe șezlong așa în cer și pe șemineu are o poză cu noi și când ne vede ce, oh, dragii de ei, ce iubesc. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a acționat, a dat. Nu e o iubire din asta așa teoretică. Iubirea e o decizie. Și termenul tradus aici prin milă, în alte locuri din scriptură, apare prin îndurare. Vă spun asta ca să ne facem o imagine mai amplă. Că nu e vorba despre milogeală. Să iubești milogeala. Sau mila. Nu la asta se referă. Să iubești mila îndurarea. Nu trebuie să devenim legaliști luptând pentru o dreptate 100% încadrată, foarte perfecționistă. Ci trebuie să avem în vedere îndurarea care ne-a fost arătată atunci când aplicăm dreptatea. Să avem în vedere cum ne-ar place să ni se aplice nouă în cazul în care ar fi cazul nostru. Vedem pe cineva că face o greșeală și îi spunem, acum vine poliția și bac! Dar dacă te-ai gândit, dacă aș fi în locul lui, ce mi-ar place acum? Păi acum mi-ar place să nu vină poliția. Acum mi-ar place ca blițul ăla să fi fost defect. nu e așa? Dacă nu-l vezi pe celălalt, l-au prins. Acum îi vine scrisoarea, îi vine cadou. Știți cum vine Domnul Isus și spune acest principiu? Ferice de cei milostivi, da, vorbim despre milă, că cei vor avea ce? Foarte interesant, e singurul principiu care ceea ce dai, aia primești. Ferice de cei cu inima curată, ei vor vedea pe Dumnezeu. Sunt două lucruri. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. De milă. Ai îndurare cu ceilalți? Ai îndurare cu cei de lângă tine? Ai compasiune, empatie pentru ei? Așa se vor raporta și ei la tine. Ceea ce doriți să vă facă voi oamenii, făceți-le voi mai întâi. Căci, cu ce judecată veți judeca, cu aceea veți fi judecați. Și cu ce măsură veți măsura, cu aceea vi se va măsura. Punct. E un principiu al uh, reciprocității. Și de fapt în această propoziție să iubești milea este cumva același adevăr exprimat în ceea ce uh, în Galateni Apostolul Pavel spune că este cea mai mare poruncă. Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Să iubești mila. Să iubești pe celălalt cum te-ai iubit pe tine. Să-i dorești celuilalt ce ți-ai dorit ție. Legea, adică dreptatea, nu se aplică prin rigurozitate, ci cu o circunstanță atenuantă. Să iubești mila. Sigur, fi drept, dar iubește mila. Nu fi doar milos și tolerant ca să aduce iarăși într-un... Ci fă în raport cu dreptatea, da? Să faci dreptatea, însă să iubești mila. Ce, 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 echilibru perfect. Însă, întrebare, este aceasta o aplicație, o inițiativă viețitale? vieții tale? Aplici iubirea și compasiunea? Iubești înainte să judeci? Sau te grăbești să spui, a, o știu eu pe femeia aia, știu eu pe ăla, știu eu băiatul ăla de mic, de mic a fost așa. Aplici mila înainte de judecată? Te înduri de alții cum ai vrea să se îndure alții de tine? Arăți empatia care ai dorit să o primești tu? Și mai mult, fiind creștin, fiind creștin și știind că Dumnezeu te-a iertat, te-a iubit, te-a acceptat, te-a promovat, faci tu asta cu cei din jur? Dacă Dumnezeu din tine un emernic, un păcătos adus la viață, te-a iubit, te-a acceptat și te-a promovat. Nu ar trebui ca și tu să iubești mila și să faci aceste lucruri. Pentru că spune Biblia, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască cum a trăit Isus. Nu e alta să iubești mila. Însă acești doi parametri, dreptatea pe de-o parte și dragostea, nu fac altceva decât să definească ultima parte a versetului, umblarea cu Dumnezeu, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. A umbla. Care dintre voi umblă stând în pat? M-am gândit acasă. Care dintre voi umblă dormind? Acum nu mă refer, poate sunt care suferiți de somnambulie, dar nu la asta mă refer. Care dintre noi umblă dormind? Nimeni. A umbla e o decizie. Până nu-i spui la dreptul, treci în fața stângului și stângului treci în fața dreptului, nu o să umbli, îmi pare rău. Olivia va umbla când? Va pune picior în fața celuilalt. Înainte nu. Pe drumul, pe cărarea, pe calea pe care o știi, care ți s-a arătat, trebuie să ai determinarea să păsești. Și oare ce înseamnă să pășești cu Dumnezeu? Înseamnă să îți iei telefonul, să-i pui căștile și dimineața, când pleci la lucru, pe autobuz, asculți cuvântul lui Dumnezeu citit? Sau când ești la plimbare, să te duci într-un parc, să spui niște căști, să asculți muzică creștină? Asta înseamnă a umblat cu Dumnezeu. Hai să vedem ce ne spune Biblia. Spune despre un om că a umblat cu Dumnezeu. A umblat cu Dumnezeu. Și nu ne dă alte detalii acolo în geneza. Însă, Biblia fiind o carte foarte, foarte, foarte complexă, dacă ne ducem în Noul Testament, acolo ne explică că în această umblare a fost mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Plăcut lui Dumnezeu. Deoarece, dragule, multe căi pot părea omului bune, dar la urmă se văd că duc la moarte. Așa spune cartea proverbelor. A umbla cu Dumnezeu înseamnă a face ceea ce este plăcut lui Dumnezeu. Umblarea cu Dumnezeu nu este o umblare prin vedere, ci este o umblare prin credință și fără credință este cu neputință să să fim plăcuți, toate lucrurile se leagă. Cum suntem plăcuți lui Dumnezeu în îmblarea noastră? Când umblăm prin credință, când îi spunem, așa cum am spus la timpul de rugăciune, Doamne, nu planurile mele, nu voia mea, planurile Tale. Și acest lucru este subliniat și de cuvântul smerit. Pentru mulți smerit înseamnă să nu port haine de marcă. Pentru mulți smerit înseamnă să nu port ceasă sau știu eu ce alte lucruri. Smerit înseamnă să pui deoparte tot ceea ce vrei tu și să iei în calcul doar ceea ce vrea Dumnezeu. Și ăsta e cel mai greu lucru. Că e foarte simplu să porți haine nedemarcă sau cu marca pe interior. Însă să umbli nemai dorind nimic și despre smerenie a nu mai căuta nimic pentru tine, ci a urma în totul ceea ce spune El nu doar să accepti și să spui știu că așa trebuie, ci de a lua hotărârea, a lua inițiativa de a acționa conform acestui lucru. Și acest lucru, în încheiere, nu înseamnă, pardon, nu înseamnă altceva decât să-L accepti pe Isus. Să accepti modul lui de viață și mântuirea pe care El ți -o oferă în dar. El nu a fost străin de cunoașterea lui Dumnezeu. Pentru că el spune, eu îl cunosc, căci vin de la el. Era perfect conștient de cunoștințele care îl avea. Eu îl cunosc, eu vin de la el. Noi îl cunoaștem pentru că ni s-a arătat. De asemenea, s-a subordonat în întregime cerinței lui Dumnezeu, ascultând în totalitate. Declară Domnul Iisus, eu iubesc pe Tatăl și fac așa, cum mi a poruncit tatăl. Eu știu cerința lui, eu fac așa. De aceea provocarea este întotdeauna, privește la Isus. Privește la Isus. El este cel care s-a implicat plin de har și de adevăr. Căci dreptatea și mila au cunoscut în Isus un echilibru perfect. El a făcut lucrul ăsta. Și a spus, veniți la mine, că vă ajut eu. El a putut declara, învățați de la mine că sunt blând și smerit cu inima. Și în această smerenie, în această smerenie n-a făcut altceva decât să asculte de Tatăl și să supună voia lui la voia Tatălui. Și în Apostolul Pavel ne spune în Filipeni că s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Asta e smerenia Domnului Isus. A umblat neabătut de la traiectoria pe care i-a trasat-o Tatăl, și declară Domnul Iisus, pentru că totdeauna fac ce este plăcut. Totdeauna. Și restaurarea inițiativei tale, dragul meu, este posibilă doar în măsura în care îl accepți și te dăruiești lui Hristos. Ca El să lucreze această inițiativă în viața ta. El a venit pe pământul acesta și a spus, veniți la mine, veniți după mine, urmați exemplul meu. Doar în măsura asta îți vei putea restaura inițiativa și vei putea deveni un om de acțiune. În momentul în care ai spus, Iisuse, te rog, condu viața mea. Mă dăruiesc ție. Dacă n-am făcut-o până acum, vreau să fiu al tău. Dacă am făcut-o și sunt rătăcitor și îmi dau seama că viața mea are nevoie de restaurare, vin la tine. Este vremea să răspunzi prin implicare cerinței lui Dumnezeu conform a ceea ce deja cunoști. Acum este vremea. Este vremea să răspunzi printr-o implicare, printr-o decizie, printr-o inițiativă nouă, să răspunzi cerinței pe care o face Dumnezeu conform a ceea ce deja cunoști. Haideți să ne ridicăm în picioare la rugăciune și. În mod normal, când se încheie o astfel de predică, ar trebui să urmeze o chemare. Ceva de genul: dacă vrei ca astăzi să iei inițiativa, hai în față, decide-te. Vreau să te obligi, să-ți impui, să faci un gest vizibil care mâine să te urmărească, să-ți dea de gândit. De obicei, așa m-am gândit să închei această predică. Însă, dragul meu, ca să ieși din lâncezeală, poate din lene, poate din confort, poate pasivitate, poate ignoranță, poate nesiguranță și să spui da, ia o inițiativă nouă. Nu e ajuns să asculți chemarea mea, l-a venit tu în față. M am gândit că te pot provoca la asta și asta ar putea să-ți dea de gândit și spui, mă, eu am făcut un pas, mâine o să încerc. Însă aș vrea să las ca Duhului Dumnezeu să te conștientizeze prin aceste cuvinte. Aș vrea să te lași la dispoziția Duhului Sfânt și al lui Dumnezeu prezent aici, care să-ți spună exact care e pasul care trebuie să-l faci. Și decizia, inițiativa să-ți aparțină. Nu vreau nici măcar să te provoc, fă un pas în dreapta, ridic o mână, nimic, nimic. E decizia ta pentru Isus. Ți-am adus exemplul lui Isus în față, care de dragul tău a suferit crucea. A răbdat rușinea, dar a ajuns la dreapta lui Dumnezeu. Tu unde vei ajunge? Ai două posibilități. În întunericul de afară sau bine-robun și credincios. Nu sunt altele. Ce inițiativă vei alege? Ce inițiativă vei alege? Cuvintele mele pot intra pe o oreche și să iasă pe cealaltă. Dar cuvântul lui am promisiunea că nu se va întoarce înapoi fără rod. De aceea, ce vei decide, cuvântul lui valabil. Ce vei decide tu, depinde de tine. Poți să continui încă 38 de ani pe jos, la scăldătoare, sau poți să te ridici, să-ți iei patul și să mergi. Pentru că ți s-a arătat, omule, ce este bine. Și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Următoarele 5 minute le vom petrece în rugăciune. Poate simți nevoia să plângi, să zbieri, să strigi, să stai jos, să te ridici, să te pui pe genunchi. Nu știu. Îs cinci minute ale tale. Decide-te ce faci cu ele. Și ce face acest cuvânt al lui Dumnezeu în inima ta. Apoi vom încheia cu o cântare.